Până 31 martie am avut o ședință la sediul IPJ Suceava cu reprezentanții școlilor de șosea din județ, în care am prezentat o analiză a situației în ultimele luni, comparativ cu perioada anterioară, și precum și măsurile pe care le-am adoptat astăzi prin ordine de prefect, de natură am îmbunătățit pe de o parte atât fluidizarea traficului în municipiul Suceava în perioada când se desfășoară activități de probă practică, dar și activitatea serviciului. De asemenea, am dorit să aflăm cu ce probleme se confruntă școlile de șofer, astfel încât să putem să îmbunătățim activitatea pe care noi o vedem în sistem de parteneriat. Sunt o serie de date pe care le-am primit și le-am observat cu îngrijorare ambele părți, atât reprezentanții Serviciului Public Comunitar, a Poliției Rutiere, dar și directorii școlilor de șoferi, în ceea ce privește promovabilitatea la proba teoretică. Dacă datele pe care le-au prezentat colegii de la Serviciul Public Comunitar permise de conducere ne arată că, în ceea ce privește proba practică, se desfășoară într-o zonă de normalitate, având rezultate bune peste media națională, observăm că, în ceea ce privește proba teoretică, asistăm la regrese vizibile. Și o să vă permit să vă aduc la cunoștință o serie de date. Am comparat 4 luni de zile, perioada decembrie-martie, am plecat de anii trecuți. Și dacă în perioada 1-12-2021-31-03-2022 persoanele examinate la proba teoretică la nivelul județului Suceava au fost în număr de 8.520 și am avut 4.472 de candidați respinși. Când ne referim la perioada actuală, în timp decembrie 2022-31 martie 2023, am examinat un număr mai mare de candidați la proba teoretică, 9.721, și am avut un număr exponențial crescut de candidați respinși, 5.243. Am cerut serviciului comunitar să ne prezinte date relevante, inclusiv în ceea ce privește rata de probabilitate a candidaților la probele pentru obținerea permiselor de conducere, vorbind de proba teoretică, strict pentru categoria B. Iar aceste date ne arată că, în comparativ cu procentul de probabilitate la proba teoretică și proba practică, sunt o serie de decalaje. Dacă în perioadele la care am făcut referință, 1 decembrie 2021-31 martie 2022, aveam un procent de probabilitate la proba teoretică la categoria B de 43-44%, la proba practică de 48,66%, în perioada de referință, 1 decembrie 2022-31 martie 2023, deci de actualitate, procentul de promovabilitate la proba teoretică la categoria B este de 41-21%, iar la proba practică de 49-31%, oricând spre 50%. Concluziile noastre sunt că la proba teoretică rata de promovabilitate este în continuă scădere. Mai mult, ca să fiu mai explicit, am solicitat defalcarea rezultatului de prezentările pe luni. Și vreau să vă spun că pe lunile decembrie, ianuarie, februarie, martie, începând cu perioada de referință la care am făcut trimitere, decembrie 2021-martie 2022, procentul de promovabilitate la proba teoretică a scăzut în felul următor: 45-25%, 45,05%, 43,05%, 41-35%. Iar în perioada de actualitate, în ultimele 4 luni, repet, 1 decembrie 2022-31 martie 2023, avem următoarele procente de probabilitate la proba teoretică categoria B: decembrie 39,72%, ianuarie 41-30%, februarie 41-99%, martie 41-66%. De ce am ținut să subliniez aceste date? Întrucât am fost cu toții de acord, atât reprezentanții Serviciului Public de
comunitar, reprezentanții poliției rutiere, dar și reprezentanții școlilor de șofer, că sunt necesare, absolut necesare, eforturi de îmbunătățire în ceea ce privește practicile și îmbunătățirea pregătirii teoretice a candidaților care se prezintă pentru obținerea permisului de conducere. Mai mult, am avut parte de, din punctul nostru de vedere, de un șoc când ne-am uitat la o statistică efectuată doar pentru trimestrul 1 al anului 2023, referitoare la rezultatele obținute de candidați la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. După cum bine știți, de la 22 de puncte obținute, candidatul este admis, iar mai jos este declarat respins. Și am solicitat ca din acest moment, pe dosarele de tuturor candidaților, să fie trecut punctajul pe care l-au obținut, astfel cât instructorii dumnealor să înțeleagă, să vadă care este pregătirea reală a candidatului și să poată să lucreze cu el, astfel încât să se prezinte în mod corespunzător. De ce spun acest lucru? În luna ianuarie 2023, numărul de candidați care s-au prezentat la proba teoretică, și mă refer la categoria B, ca să fie mai simplu, a fost de 2075, din care au fost respinși 1214 candidați. Însă, când vorbim de punctajul total obținut la candidații respinși, avem cu 0 puncte, repet, cu 0 puncte, 2 candidați, cu 1 punct, 11 candidați, cu 2 puncte, 17 candidați, cu 10 puncte, 40 de candidați. Deci, sunt 276 de candidați care au obținut între 0 și 10 puncte. Mergem pe luna februarie. 2103 candidați respinși, 1220. Cu 0 puncte, 5 candidați. Cu 1 punct, 8 candidați. Cu 2 puncte, 10 candidați. Iar cu 10 puncte, 57 de candidați. Sunt 257 de candidați respinși care au obținut între 0 și 10 puncte. Luna martie. 2088 de candidați, din care au fost respinși 1239 de candidați la proba teoretică. Puntajul obținut avem 0 puncte, 8 candidați, 1 punct, 6 candidați, cu 2 puncte, 17 candidați. 10 puncte au obținut un număr de 35. Repet, la acest interval 0, 10 puncte, sunt 227. Cifrele sunt mai mult decât îngrijorătoare din perspectiva noastră, astfel încât în primele 3 luni de zile s-au prezentat la examenul, la proba teoretică pentru obținerea categoriei D, un număr de 6266 de persoane, din care au fost respinse 3673 de candidați. Însă, ce este îngrijorător, că 760 de candidați au obținut între 0 și 10 puncte. Din punctul nostru de vedere, denotă o lipsă minimă de pregătire din punctul de vedere a legislației rutiere. Și atunci, uitându-ne pe șoselele județului Suceava, observând că există un număr ridicat de persoane care conduc sub influența alcoolului, sub influența drogurilor, care nu respectă reguli elementare de circulație, care circulă cu viteze extrem de ridicate, am solicitat, pe de-o parte, și poliției rutiere intensificarea controlelor în trafic, dar am și rugat reprezentanții școlilor de șofer să intensifice pregătirea teoretică în ceea ce privește legislația rutieră, pentru că, indiferent câte rezultate și câte măsuri de eficientizare a serviciului public comunitar vom face, ne vom izbi de acest procent scăzut. Am adoptat la nivelul serviciului public comunitar o serie de măsuri de natură a îmbunătății activitatea serviciului și a furnizării traficului în municipiul Suceava, întrucât, așa cum dumneavoastră știți, în momentul de față, probele practice se desfășoară doar la nivelul municipiului de ședință de județ. Și sunt emise 4 ordine de prefect. Astfel, începând cu data de 1 mai, în zilele de sâmbătă din luna mai, respectiv 6, 13, 20, 27,
Vor fi susținute probe practice pentru obținerea permisului de conducere categoria B în municipiul moldovenesc. Acestea vor fi sesiuni suplimentare care se adaugă celor de clasice de luni până vineri. Măsura numărul 2. Începând cu 1 iunie anul curent, toate programatoarele pentru proba practică vor fi împărțite în două, începând cu ora 8 și ora 12, pentru eficientizarea activității serviciului pe de o parte și pentru a permite o fluidizare în municipiul Suceava. Avem nenumărate semnale din rândul conducătorilor care vin în municipiu că în momentul în care sunt examene și se produc pe anumite trasee care sunt avizate de către Poliția Rutieră de anumite blocaje. Și atunci ne dorim împărțirea acestei probe practice în două intervale, astfel încât să permitem ca să existe și o fluidizare și o siguranță în ceea ce privește circulația publică la nivelul municipiului. Începând cu 1 iunie, proba practică pentru obținerea permisului de conducere se va susține de luni vineri în municipiul Suceava, iar zilele de săptămâni vor fi împărțite pe zone ale județului, astfel încât să venim în întâmpinarea școlilor de șoferi. În ziua de luni și de vineri vor fi zonele arondate și municipiului Suceava. Marți va fi municipiul Forticeni plus zonele arondate, miercuri municipiul Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, orașul Gura Comorului plus zonele arondate, iar joi va fi municipiul Rădăuți plus orașul Sireț și zonele arondate. În eventualitatea în care locurile dintr-o zi nu vor fi ocupate în totalitate de către candidați din zona respectivă, ele vor fi libere și vor fi, putea fi ocupate de candidați din alte regiuni ale județului. De ce am luat această măsură? Întrucât avem nenumărate semnale din partea școlilor de șoferi, pentru că întâmpină dificultăți și cheltuieli ridicate cu deplasarea în zona municipiului Suceava, reședință de județ, pentru desfășurarea probei practice. Sunt zile în care au 2-3 candidați, sunt zile în ziua următoare trebuie să revină, au un număr mare crescut. Atunci le cuplăm, vom face o lună, două, să vedem care vor fi beneficiile aduse, vom face o analiză împreună cu ei și vom vedea dacă vom continua cu această măsură sau vom reveni la formatul anterior. Începând cu data de 1 mai, va exista examinare pe categoria tractor pe raza municipiului Suceava. Este o premieră pentru județul Suceava. Până acum nu s-a mai făcut acest lucru. Toți candidații trebuiau să se deplaseze în județul Bistrița sau în județul vecin în Botoșan. Avem în momentul de față 5 examinatori pentru această categorie. Proba este de aproximativ 45 de minute, mă refer proba practică, se desfășura pe raza municipiului Suceava, în zona Iscan. Serviciul public comunitar va transmite Poliției Rutiere o solicitare pentru avizarea traseului, astfel încât, începând cu 1 mai, există posibilitatea susținerii acestei probe. Nu în ultimul rând, vreau să vă aduc la cunoștință că avem și examinatori la categoria A. Sperăm ca în curând vremea să se îmbunătățească, mă refer motocicletă, și să erau foarte multe solicitări pe zona aceasta, astfel încât candidații din județul Suceava să poată să susțină această practică și la nivelul municipiului și județului Suceava. Din punctul nostru de vedere, în ceea ce privește activitatea serviciului public comunitar de permise și înmatriculare vehicule, activitatea se desfășoară în acest moment în condiții de normalitate. O să încercăm să și continuăm să acele măsuri și proceduri pe care le-am demarat în vederea bunătățirii serviciului public. Am fost ajutat și le mulțumim colegilor din județele care au trimis agenția examinator și ne-au permis să reducem decalajele. La rândul nostru ajutăm, vreau să vă spun că weekendul trecut am trimis 6 ofițeri și agenți de poliție și am sprijinit colegii din județul Vaslui, 4 pe componenta de examinare, 2 pe componenta de înmatriculare. Din perspectiva mea, lucrurile la acest serviciu în acest moment se desfășoară într-o zonă de normalitate. În ceea ce privește